pe 26 de... Salut retror, eu sunt Andrei și bine m-am regăsit la un nou bike vlog. Am încercat și să fac o glumă cu bike vlog și etc, dar nu prea mi-a ieșit. Bine m-am regăsit la un nou bike vlog, guys. Nu știu dacă mă aud sau dacă totul e în regulă. Ideea e că astăzi mi-a venit o idee destul de interesantă. Am zis dacă tot e așa de frumos afară să ieșim prin parc. Și am și o întrebare destul de importantă pentru acest video, să zicem întrebarea episodului. Pe unde ar trebui eu să circul? Cred că legal ar trebui eu să circul pe șosea, dar în același timp, ținând cont că nu sunt pisă de bicicletă și sunt cam în București și na, nu prea e așa friendly trafic în București, cred că cel mai în siguranță ar fi să merg pe trotuar, nu-i așa? Nu știu, frate, e prima mea tentativă de bike vlog și am zis că să încerc și eu să fac un bike vlog. Dacă o să fie apreciat și o să strângem la acest clip, nu știu, peste 300 de like-uri. Eu nu cred că așa de greu să strângem peste 300 de like-uri. So, vreau ca toți acum să dați pe butonul de like. Miruna momentan mai are până ajungem. Mă uit aici la Constantin Prâncoveanu. M-au recunoscut și copiii aia care erau acolo la trecere. Nu înțeleg pe ăștia care mă recunoașteți și în loc să veniți atunci când sunteți lângă mine să facem o poză, abia că sunteți în capătul străzii, strigați Andrei Roș și după aceea nu mai ziceți nimica. Nu știu, e aiurea rău, dar așa se întâmplă mai de fiecare dată. Oricum, într-o final am ajuns aici la orășelul copiilor. Sper că s-a văzut bine. Ia pe-n păs. Orășelul copiilor. Iar cât timp sunt aici în parc și o aștept pe Miruna, m-am gândit să fac un mic tur așa al bicicletei. Bicicleta asta am închisat-o foarte recent și o să vă zic la finalul acestui clip cât am dat pe bicicletă. Ideea e că bicicleta este pe 26 de inci, are roțile pe 26 de inci. Nu prea știu să fac review la biciclete, nu mă pricep absolut deloc, așa că cei mai probabil cunoscători o să greșesc ceva aici. Are suspins aici pe față, are 24 de viteze, dar că am înțeles bine eu așa, când am cumpărat-o așa mi-a zis ăla. Ideea e că are un clopoțel aici, mai are un clopoțel aici, are două luminițe aici. Încă nu i-am pus luminițele de seară, le-am cumpărat, dar nu le-am pus. Am aici un lanț, am chestiile astea de protectoare pentru ploaie, le-am cumpărat la fel eu. Dar eu zic că arată destul de bine. Vreau să-mi spuneți în secțiunea de comentarii cât credeți că a costat această bicicletă. Vreau să-mi spuneți cu toții acum în secțiunea de comentarii cât credeți că a costat această bicicletă. Sunt destul de sigur că nu mulți o să ghiciți, are frână pe disc, deci super șmecher. Cred că l-am pus eu, dar oricum eu zic că arată destul de șmecher. Vreau să puneți acum pauză la clip și să-mi spuneți în secțiunea de comentarii cât credeți că am dat eu pe bicicleta asta. Este second hand, nu este la prima mână, am luat-o de pe OLX și vreau să spuneți cât credeți că am dat eu pe ea. Mergem după trenuleț. Am să spuneți dacă se vede și totul. Ideea e că acum am setat opa, mă sună Miruna. Da, Miruna. Ce faci? Bine, pe unde ești? La mic. Hai că ies eu în față, la, vino la stația de autobuz. Da, o să vin acum. Hai, pa. Păi și fete, a venit și Miruna. Hai să mergem să o culegem. Ce faci, măi? Au ce bicicletă nebună are Miruna. Calmați-vă, băieți, care Miruna mare bicicletă. Mi-a ce vă mulți, cal? Miruna a ajuns acum de acasă. Hai, Miruna, mergem în parc, facem un downhill. Tot? Ce? Vorbesc serios. Hai, un downhill. Ăla de la polivalentă. Te urmez. Sau? Pe aici, pe aici. Hai. Ce zici, Miruna, de bicicleta mea? Ce nu te-i dai? Bicicletele tale? Da, ce nu te-i dai? Mamă, i-ai pus și chestii de alea, băi. Da, am pus de protectoare de ploaie. I-ai pus și de apă. Mhm. Ai și cric? Da, am pus și cric. Da, eu sunt rock. Oricum, Miruna are un rock rider forțos. La mea e... A făcut accident! Mă, Miruna, mă, uite de pe unde mergi. Și acum plânge. Ce să-i fai dacă nu se uită pe unde merge? Acum poate ar
da mira pe mine. Da. Ai făcut accident, Miruna? Cum te simți? Mă doare piciorul. Deci ai mers prea mult și ei. Nu, că m-a lovit copilul ăla cu dinții. Cu dinții? Și am realizat acum că aici scrie 8 speed, să s-ar putea să am 8 viteze și aici în stânga 3. Deci probabil 24, nu? Și am mai puțin. Da, Miruna are 7 în dreapta și în stânga câte? 7. Da, 7 în dreapta și în stânga. 27. Păi în stânga câte? Ai 2 sau 3 câte? 3. 3, astăzi. Hai, ce era Dreamhack înainte? Da, vreau să-mi spuneți în secțiunea de comentarii cine a fost la Dreamhack, cât timp s-a ținut în România, cine a fost aici, la București, la Dreamhack. S-au ținut câți ani? Cred că 4-3 ani. Cât s-au ținut? Pe acolo? 5 ani? 4 ani. Da, uite, aici a fost Dreamhack-ul, guys. Acum nu prea se mai ține așa multe chestii aici. Acum este Comic-Con, București Gaming Week, de-astea. Dar Dreamhack nu prea. Hai, Miruna, fă-mi vizionări. Hai, Miruna, gata, ești gata? Da. Rupe bujie, hai. Nici nu trebuie să mai dai la pedale. Hai că merge, n-ai treabă. Măleu. Păcat că n-am viteză 1 metru să fac cât am la oră. Măi! Hai să mă urc, mamă. Hai, căcat pe mine când a venit mașina aia. Oare mă mai auzi? Bate un vânt să mor! Fara băieții mei! Oh! Am găsit aici o potecă. Băi, să mor, cred că parcul tineretului e cel mai nemodernizat. Uitați-vă cum arată aici. Cine ar putea merge pe aici? Deci că am ajuns? Ce-i aia, guys? Mare o zene. Opa! Pe aici e și șosea, măi, nu? Rupe! Haide! Rupe bugia! Ce am dat de aici, mare ozene? E clar. Am dat de extraterestri. Bagă mare! Hai, măi, lasă mesajele ei! Lasă-mă! Prea multă pauză. Aoleu. Nu mai pleacă mod rabla asta. Păi. Eclar. Hai că am ieșit la soare. Și acum urcăm dealul ăsta, haide. Bagă mare. Nu suport. Apagă-mă într-o viteză. Hai că trebuie să urcăm ăsta. Miruna? Urcăm? Face și puțin mountain biking. Și am ajuns sus. Oh! Bine asta. Păi și Miruna? Mi-a dat țeapă, Miruna. Mi-a dat țeapă cu Paisley, să mor. Mi-ai dat țeapă cu Paisley, faiurea. Ce faci, mă? Bag-o la întâia. Să mor ducă-i în întâia. Întâia cu 7. Bă, din dreapta schimbi. Nu, da. Ce faci, mă? Mă doare capul. Bă, ce-i făcut? E unul cu 7. E a 7-a, tu mergi de a 7-a, e nebunit, cum vrei să duci cu a 7-a? Păi, ce, că e cu mai multă viteză, lasă-mă în parte. Ok. Avem serpentine aici, Miruna. Oh shit, oh shit. Bravo, frate. În loc să mergi pe partea dreaptă, mergi pe partea stângă. Se crede, el nu intra, băiatul, ce poți să crede? N-am ce să zic. Am decis să facem un trade, facem un schimb de biciclete, să vedem acum cum eu să merg cu asta și cum să meargă Miruna cu a mea. Ce-ai făcut, Miruna? E prea mare?
Vezi că ți-i trag cum nu trebuie. Zici că merg pe scaunel? Uite cum merg, ești de bun. Haide, scaunelul! Pe cealaltă bicicletă am spatele mai drept. Pe asta trebuie să stau cu coșat așa. Da, frâna, mamă. Are frâne ca lumea bicicleta asta. Trebuie să mai reglez la frânele mele. O avea frâne pe roată, dar ale mele nu prea sunt reglate, alea pe disc. Și am revenit în parcul nostru drag. Parcul, oleu, lumea copiilor. Ia uite. Aoleu, e altă situație, 18 plus, nu e ok. Păi, dar tot pe aici, prin parc, numai 18 plus, sunt de la strand. E mare bălăceală pe aici, e clar. Ia uite avionul. Mă, ce? Fântâni. De la parcul drăpânat, tineretului am ajuns la lumea copilor, care e foarte. Chiar cred că e unul dintre cele mai mișto parcuri. Credeți că o să primim mâncare la KFC? La McDrive, gen? Lăsați în secțiunea de comentarii acum dacă o să primim sau nu mâncare. Iar acum o să vă zic și prețul pe care l-am dat pe bicicleta asta fără upgrade-uri. Bicicleta standard am luat-o eu la prețul de 500 de lei. Vreau să-mi spuneți în secția de comentarii dacă a meritat. Eu zic că a meritat, mai ales cum arată bicicleta, nu are rugină, e destul de șmecheră. Așa, și am ajuns la domnul nostru, la Bonicu. Salut! Mulțumesc, o zi bună. Și guys, uite, mare like pentru KFC, pentru faza asta, că știu că la Mac nu ne dădea. KFC ne-a dat fără absolut nicio problemă. Like, nu sunt promovat de KFC, dar hai să mâncăm. Deci guys, îmi beau și o sucă aici frumos. Și tot sunt niște copii în interior, m-am dus la baie și am fost asaltat la toaletă de niște copii. Foarte drăguți când te asaltează, fiți când ești din toaletă. Și acum adineaurea se uitau la ușa aia acolo, stăteau și se uitau și acum se uită la mine, nu știu dacă se vede pe cameră. Și cred că se întreabă, bă, du-te bă și întreabă dacă face poză, pe pariu că asta îmi întreabă. Și Miruna asta uită și bagă în ea KFC. Forță. Ia că vine acum, ia fentă. Te ținea deasupra pe ei. Ia, ia. Vrei să facem o poză? Da. De ce trebuie să fiți așa? Ne certăm. Ok. Da, dar pe ce vrei? Pe mână? Ok. Eu. Sigur? Eu. Mă doare capul. Da, așa faci. Cine-i partii? Și mamă, sunteți... Sigur vreți toți? Da, da. Mă, Leo, a venit și paza, Miruna. Hai. Bun. Bă, asta a fost prima dată când am zis stop la poze, bă, au venit prea mulți, mă. A fost ziua unui băiat și i-am nimerit pe toți, ești nebun? Salut, salut! Mă, bă, recunoaște toată lumea astăzi, ești nebun? Probabil e de la camera asta. El trebuia să ne dea prioritate. Deci da, fraților, cred că asta a fost cu acest bike vlog. Cred că a ieșit un bike vlog destul de lung. Dar vreau ca toți să dați pe butonul de like dacă vreți să mai facem episoade. Eu zic că a fost destul de fain, am întâlnit cu abonați, am făcut downhill, accident, tot acumul.
Deci nu uitați de like, subscribe, clopoțel și până data viitoare. V-am salutat. Bye bye.